Primarul comunei Toporu a declarat că s-a lucrat încă de când a început viscolul pentru a asigura accesul pentru localitățile Toporu și Tomulești. În comun a fost curentul întrerupt o zi și o noapte, dar s-a rezolvat și această problemă cu ajutorul unui localnic autorizat în domeniu. Primarul Tudor Barbu a arătat că toate lucrările au fost efectuate doar cu forțe proprii și cu ajutorul Consiliului Județean. Numai cu forțe proprii, singur m-a ajutat Consiliul Județean la celălalt viscol cu volă și un buldo excavator, dar am rupt Toporu, Tomulești la fel zăpada, dar a fost problemă din cauza viscului, s-a astupat iarăși. Cheltuielile au fost mari? Cheltuielile foarte mari. Nu știu, cred că e cazul să ne acorde guvernul un sprijin. Chiar am primit un semnal că ar da ceva bani pentru dezăpezire ca să putem ieși din impasul ăsta.